Campania de vaccinare se desfășoară fără probleme în județul Dâmbovița. Peste 23.000 de dâmbovițeni au trecut până acum pragul centrelor de vaccinare. În continuare, este necesară programarea pe platforma de vaccinare pentru cei care doresc să se vaccineze. Aproape 700 de dâmbovițeni s-au vaccinat într-o singură zi în cadrul celor 5 centre de vaccinare existente în județul Dâmbovița. În municipiul Târgoviște funcționează în prezent 3 centre de vaccinare: centrul Arlechino, centrul Împreună vom reuși Târgoviște și centrul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Vaccinarea se desfășoară fără probleme, cu respectarea programărilor făcute în prealabil. Transfuzie de sânge în ultima vreme? Nu. COVID ați adus? Nu. Boala? Nu. Mohamed Sprântușar Atus, medicul coordonator al centrului de vaccinare Arlechino din Târgoviște. Centrul nostru de vaccinare funcționează din data de 15 februarie 2021. Până astăzi am vaccinat un număr de aproximativ 150 de persoane cu doza 1 de vaccin AstraZeneca. Vaccinările au decurs foarte bine, nu am avut reacții adverse, nu am avut niciun fel de problemă. Persoanele programate s-au prezentat în mare parte, nu am avut decât două persoane care nu s-au prezentat la vaccinare. Și sperăm ca lucrurile să decurgă la fel de bine în continuare. La nivelul întregului județ, numărul persoanelor vaccinate în total de la debutul acestei campanii de vaccinare și până în prezent este de aproximativ 22.500. Pentru înscrierea tuturor categoriilor de persoane prioritizate a fi vaccinate împotriva COVID-19 în etapa 1 și a 2, este necesară programarea pe platforma online creată în acest sens. Programare.vaccinarecovidgov.ro